Secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, Marius Bălu, și președintele Clubului Steaua București, Mădălin Hâncu, s-au aflat marți în mijlocul canotorilor roși-albaștri, care au cucerit 8 medalii la Campionatul European de Tinere sub 23 de ani de la Duisburg, din perioada 5-6 septembrie. Prin contribuția lor, 13 canotori roși-albaștri au adus României 4 medalii de aur, 3 de argint și una de bronz, într-o competiție organizată în condiții excepționale. Simona, felicitări! Cum a fost această competiție după perioada de izolare? A fost mult așteptată. Ne-a fost dor să concurăm alături de celelalte țări și nu am uitat. După cum s-a văzut, rezultatele au venit. Au fost reguli noi pe care noi trebuia să le respectăm, pentru că această pandemie nu este tocmai ok, în regulă, și pentru a ne proteja pe noi și pe ceilalți a trebuit să fim foarte atenți. A fost o cursă bună pentru noi, dar regulile de restricție au fost cumva un impas, doar că nu le-am ținut chiar atât de mult cont de ele și le-am respectat, dar nu le-am băgat în seamă ca să ne afecteze pe perioada cursei. Se pare că ne-am făcut treaba cum trebuie și am venit cu medalii bune acasă. Competiția sine, da, a avut o adrenalină pe care nu am mai simțit-o de ceva timp și chiar am avut nevoie de ea. Care a fost sentimentul pe care l-ai trăit în momentul când ai urcat pe podium și ai ascultat imnul României? A fost de fericire, pentru că tot ce am făcut, am făcut-o pentru mama și în amintirea ei, de fapt, am făcut asta și mă bucură foarte mult pentru că am venit pe locul 1. Știu că e fericită. Ce îți propui la următoarele competiții care vă așteaptă în acest an? Sper să luăm aceeași medalii care am luat și la acest campionat european, adică la senior, să câștigăm medalia de aur. Antrenorii de la Clubul Steaua, Bogdan Codrici și Marius Băcăoanu, au primit și ei felicitări pentru succesele din Germania, dar gândul lor zboară deja la campionatele europene de senior de la Poznan din perioada 9-11 octombrie 2020. V-ați așteptat la aceste rezultate? Da, ne-am așteptat să fie un concurs bun pentru noi, având în vedere că deja valorile le știam din țară, eram în niște parametri foarte buni ca și timpi pe distanțele care le parcurgem la concurs. Urmează campionatul european de seniori. Ce își propun antrenorii și efectiv sportivii de la Clubul Steaua la această competiție? Că noi suntem pregătiți, suntem la un nivel foarte bun, mergem acolo să ne batem. Medaliile depind și de adversari, în ce condiții sunt ei, cum s-au pregătit în acest an. Noi mergem acolo cu speranța că o să ne întoarcem cu fruntea sus.